În perioada 11-14 august 2021, în intervalul orar 8-18, va fi închisă circulației autostrada profesor Ioninculeț, tronsonul cuprins între strada profesor Ioninculeț, numărul 7 și strada Oțelari. În această perioadă, pe tronsonul închis, ce citadine sa va efectua lucrări de refacere ale carosabilului, respectiv ridicarea la cota a capacelor de canal și a prizelor de gaz, frezarea suprafețelor și așternere de covor asfaltic. În timpul lucrărilor, pe tronsonele închise va fi asigurat accesul mașinilor de intervenție ale Ambulanței, Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență.